Ceva băieții și bine ați venit la un nou challenge în FIFA 23 la draft. Astăzi vom încerca să facem în avans un draft al jucătorilor din Team of the Year. Vedeți acum pe ecran echipa care deja a fost licuită, o știm. Iar regula este una foarte, foarte simplă. În fiecare player pick, atunci când avem unul dintre jucătorii care urmează să apară în Team of the Year, trebuie neapărat să îl alegem. Cel mai mare promo al anului este aproape aici. Pregătește-te pentru toti și profită de cele mai bune prețuri la coins pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai să mergem la draftuleț, suntem pe contul de Road to Glory. Salvăm pachetele pentru Team of the Year și voi nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă plac challenge-urile la draft pe canal. Ia vezi, ovițule, ce ai aici. 4-4-2 holding. Asta cu 5 ne place. 3-4-2-1 e varză pe apărare. 4-1-2-1-2. Interesantă formație, dar m-aș duce pe un 4-4-2 pentru a avea și wingeri în echipă. Vezi că începem bine, bobițule. Mă așteptam să începem un pic mai bine. Vine Neymar. Nu se potrivește. Zaha. Shevchenko World Cup. Hai. N-avem niciun jucător din nou Team of the Year aici, nu? Păi e Robbie Baggio, care nu intră nici, el era fan de folosit. O să luăm, un Shevchenko. 4-4. Hai să vedem ce zice. Andrei Shevchenko, câștigător al balonului de aur. Nu mai știu exact anul. Al-Jaber, Erling Haaland, Abraham Stuani și Openda. Fiți atenți ce facem aici. Haaland presim că o să primească un card pe parcursul Team of the Year, așa că hai să facem asta. Hai să mergem cu Erling. Bam, l-am luat. Trebuie să apară totuși un Mbappé ceva, trebuie să ne vină ceva frumos. Hernani Diata Madison. Vine Madison aici care o să ia chemistry cu al nostru Erling Haaland pe stânga. Ia să vedem, Trossard, Danjuma, Juanmi, Hazard și Perisic pe Premier League. Hai să facem un picuț de chemistry. Și ne ducem deja la rezerve? Nu ne ducem încă la rezerve. Pe CDM. Bro, vezi că a dat slăbuț. Vezi că trebuie să fim sinceri și în draftul acesta a dat slăbuț. MacArthur o să vină. Celălalt CDM iar e nici măcar să intre la chemistry nu se poate. Ne mutăm pe fundași. Un Virgil, un Edersito. Wow! Gabriel cel mai bun, brazilieră ce-i drept. Wow, ok. 4 picuri la rând. Acum vine unul bun. Vine Virgilică. Gata, mă, și avem primul jucător din Team of the Year. Sau poate al doilea, dacă e și Haaland. Virgil, superb. Primul jucător care să fie în Team of the Year. Pe dreapta. Hai să vedem cine aduce pe dreapta. Sabali, Montoya, Kapa, Schmitz. Ia un Kapa și treci mai departe, ovițule. Fundaș stânga. Dacă n-a dat la primul 11 așa, cu siguranță de la rezerve. Trebuie să dea rezerve. Vine Justin, care ia chemistry full. Ne ducem la portar, unde un Thibaut Courtois ar fi din Team of the Year. Vine Ederson sau Alisson. Alisson pentru Virgil. De ce nu, tată? Hai să luăm așa și pe sub. Vezi că și aici o să fie un portar bun. Unul bun ascuns. Vine Jerzy Dudek. Îl luăm pe Dudek și ne mutăm la rezerve. La fundășii în Union Mendes, cap de Villa. King. Hakimi și el. Pa. Mai mă că a venit, mă. A venit de la PSG din Team of the Year. O să aibă un card foarte, foarte șmecher pentru Team of the Year și obligatoriu îl băgăm acolo în primul 11. Avem 2 jucători până acum. Continuăm cu Taliafico, Frimpong, Ismaili. Thiago Diallo. Dumfries, Taliafico. M-aș duce pe Ismaili pentru fundaș stânga. Am început, mult pierdem mult, mult de tot. Hai să continuăm, tată. Aurelio Buta, Guendouzi. Guendouzi, Olympique Marseille, putem să ne mișcăm un pic. Acum cu Ligan, dacă venim și cu Ismaili, un picuț, câte o liniuță la băieți, una, două. Continuăm cu Loftus-Cheek, fast, ăsta e bun, unul bunicel, Harry Kewell, scă vine și Dybala, Mitrovic, Rafa și Clivert, să luăm Kewell aici. Ăsta e Icon, l-am văzut. Și fiți atenți că i-a anunțat. Ronaldinho este în promoția Team of the Year cu un Team of the Year Icon. Deci îl luăm pe Roni aici. Ronaldinho o să fie. Avem 3 jucători din promoție. Ronaldinho, Virgil și Hakimi. Ar merge un Messi Mbappé.
Bro, ar merge un Messi Mbappé. Ar merge acolo un Messi Mbappé Benzema, ar merge. Vine Bancon în schimb și luăm. Ia vezi, tati, Mukiele. No. Declan Rice. Astea nu o să fie picuri bune, din păcate. Tecatito. Și ultimul. E bun. Fii atent că e bun. Vine Pele din nou. Wow, ce draft aici. Hai cu Pele, tata. Hai să luăm și managerul. Și vă spun ceva, nu ne lăsăm așa. Ne-au picat 3 jucători în acest draft. Facem combinație și mai dăm încă un draftuleț. Eu cred că se poate mai bine de 3. Hai să vedem ce formație alegem acum. Poate ceva cu 3 pe fund? Nu, vine 4-4-2 flat, vine 4-3-3, 3-4-2-1, fii atent. Mamă, cum e asta, o să fie greu de jucat cu ea. Greu, dar ai center forward acolo pentru atacant și ai și right mid. O luăm pe asta. Acolo cred că sunt șansele cele mai bune. Hai să vedem, și vine pe atacant Nino Torres, San Maximin, Smith Rowe, Aspi și Cruyff. Hai să începem cu Cruyff aici. Atacant, un Mbappe, haide tati, cu un Kylian. Nu de data asta, dar ne vine din nou Erling. Ok, nu zicem nu lui Erling Haaland, dar eu cred că o să primească mâncare pe parcursul Team of the Year. Celălalt center forward, not good. Right mid. Bă, nu prea am văzut variantele lui Messi, ca să fiu sincer. Nu prea am văzut variantele lui Messi deloc. Candreva, Doan. Cred că ne ducem fast pe rezerve aici. Vine un JJ, ce a mea, luăm, arată interesant. Continuăm cu Ribery în Kunku. Mamă, ce șmecherie în Kunku ăsta pe center forward. E baba rău de tot. 5-5, voi vă dați seama cum e cu el. E tank, tati, ce să mai. Vine și un Richarlison, 5 la Wakefield, 4 la skill moves. Superior lui Erling. Continuăm cu Luca. Do-to-to. Veni Luca Modric. Sigur e Team of the Year, știm echipa. Hai să luăm pe Luca. Frumos. Și pe mijloc vine De Bruyne, încă unul la rând. Cum i-am prins pe ăștia? A venit Kevin De Bruyne. Îl luăm pe el. O să zice cu Modric la mijlocul terenului. Super combinație de jucători. Nu contează pe cine alegem aici, pentru că mă duc pe Modric. Vreau să iau pe amândoi la mijloc. Cum ar fi un Virgil? Vai, cum ar fi un Virgil. Orban, Evans, Ogbonna, Hernandez, Schüle. Premier League. Hai cu Evans. Nici ăsta nu cred că e bun. Chiar Raul Albiol, Matip. Matip din punct de vedere al chemistry-ului ajută un picuț. Aici Virgil. No. Marchez în schimb la Liga Santander, nu-i rău. Weghorst, Hasebe, Bundesliga. Aici obligat puțin la Marchez. Puteam să luăm și celălalt din la Liga, dar Marchez superior. Mijlocaș drept. Rafaelov, Nani, Vitolo, Elionusi. Elionusi, Premier League, full cam. Full cam acolo. Avem 2 jucători, 3. Acum, să vedem și pe restul. Fundaș. Ismaili, Oviedo, Hincapie și Italia, Fico. Deci luăm un Ismaili aici. Următorul. Și ăsta e bun. Fii atent că și ăsta e bun. Klausi. Bă, nu e așa de bun pe cât mă așteptam. Frankowski, mă așteptam să fie bombă player pick-ul ăla. Bailey vine aici pentru right mid. Ne ducem 22 la chemistry. E Icon. Icon 100%. Nu e Icon, ovițule. Vezi că nu e Ben Yedder, Philips, Kolasinac, Parejo și Neymar. Neymar o să fie de acolo. Aici un jucător bun. Vine Icon până la urmă. Gomez, Navas, Eusebio. Bă, poți să-ți faci trupă. Și în draftul ăsta destul de bun, Eusebio acolo, foarte frumos. 2 rămași, Garcia, Alexandro, Kite. Tot nu sunt mulțumit cu 3 jucători potențial din Team of the Year. Nu sunt atât mulțumit, cred că mai dăm încă unul. Hai să vedem portarul, Thibaut Courtois. Dacă nu-i Thibaut, nu contează. Am prins 3 în primul, potențial 3 pentru că îl pun și pe Haaland. Acum potențial 3 pentru că din nou îl pun și pe Haaland. Și la portar, Thibaut. Ioi, nu vine Thibaut. Luăm Ederson rating. Și asta e. Hai să mai dăm încă unul. Hai să intrăm în ăsta cu FIFA Points. Hai cu FIFA Points. Poate se schimbă ceva. 3-4-3 flat, 4-3-3 attack. Avem left winger, right winger, striker, CM și 2 CM. Hai mă cu 4-3-3 attack. Hai să vedem ce zice golonela asta. Și la capitan. Vine Bergkamp, Rebic, Fekir, Sony. Venis Bergkamp, CM. Hai să luăm pe Bergkamp. Cred că e versiunea asta prime. Pe striker. Kylian, te rog. Vine Crespo. Wow! Nazario, nu te cred. Bro, ce-i draftul ăsta? Nu te cred. Nazario Berca momentan. Începem fabulos pe dreapta. Salah! Și Jesus ăla cu 5. 5 la skill moves, bro. Arată super momentan. Dar hai cu aia jucătoria din Team of the Year. Vinici! Nu!
No, te cred. Ce atac. Vinicius acum. Vinicius. Mijlocaș, Fernandez, Thuram, Ander Herrera. Ander Herrera care nu-ți ia nimic. Dar are posibilitatea să-ți ia pe viitor. N-am văzut încă un team of the year. Luis Alberto, Bellingham, Rakitic, De Jong. Ovițule, cum poți să nu-l vezi? Cum poți să nu-l vezi? E vorba de Jude Bellingham, 84, care în final vine. Team of the year acolo. Deci am prins până acum Virgil, Bellingham, Modric, De Bruyne, Hakimi. Un total de 5 în aceste 3 drafturi jucate. Hai pe fundaș dreapta un Hakimi. Oi, Dumnezeule, ce-i asta? Cafu. Iar tu, ăsta n-ai cum să nu-l joci, mă, tată, mă, Zambrota, cum e și el. Ce să Zambrota e cu 5 la Wakefield? Ai, 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 dar n-ai cum să nu e Cafu aici. N-ai cum să nu e Cafu. Aici pe fundaș stânga, un Teo Hernandez. Dă-mi un Teo. Ismaili, cap de fia. Ho, ho, ho. Vine și Ismaili pe Brazil, acolo, ce bine stă. L-aș lua, l-aș lua pe Ismaili. Haide, mă, cu Ismaili. Bro, cred că jucăm draftul ăsta. Doar cu un, cu un Toti acolo, cu un Future Toti. Dar cred că îl jucăm, arată. Marquinhos! 3 acolo. Ia uite-l, tată. Foarte frumos. Ingason. Și vine și un Cordoba. Bro, este unul dintre cele mai frumoase drafturi pe care l-am făcut până acum. Și la portoare. Ah! Mi-ar fi plăcut să văd un Thibaut. Thibaut Courtois. Ce luăm aici? Luăm un... Spania 1, le dezma? Spania 1, le dezma. Ok. Ducem la portare aici. Un Thibaut. Nu vine, vine în schimb Ter Stegen. Care n-a ajutat acolo la chemistry. Asta e bun, player picul ăsta. Cap de fil! Uai, mama sita, ce-i nebunie asta? Ce-i această nebunie totală? N-ai cum să nu iei pe cap de fil aici. Bros, e tank draft. Ia Ter Stegen aici. Îl juc, pe ăsta-l și jucăm, tată. N-ai cum. Pe ăsta-l și jucăm, este mult prea frumos. S-au calmat un pic aici, ok? S-au calmat băieții. Dăm skip pe... pe următorul player pick. Aldavsari, Diaby, Donovan. S-au calmat un pic, poate până la final. Un Mbappé, un Messi, un Benzema să fie încununarea acestui. Messi! A venit! Nu te cred! A venit Messică! A venit nebunul! A venit nebunul de Messi la băieți! Fabulos. Și vine și cu cel mai bun card al său din acest moment din joc. World Cup Team of the Tournament. Genial, mă. De când îl așteptam pe golan. Deci avem până acum așa prins Virgil, Hakimi, De Bruyne, Modric, Bellingham, Messi. 6 Future Team of the Year cards în 3 drăftulețe. Și mai avem 4 jucători de ales. 4 jucători care... Henderson, ok. 2, mai vine unul bun, pare până la sfârșit. Nu știu ce să zic. Diogo Jota. Și ultimul. N-a fost să fie la ultimul. Tecatito, Zapa, Costa. Dar totuși, superb. Superb draft. Ai apărare, bomb. Mijloc. Top. După aceea Messi intră direct aici după minutul 1. Și uite ce atac, fratele meu. Uite-te la atacul ăsta, care arată de poveste. Draftul ăsta neapărat trebuie să-l jucăm. Avem vreo... Pentru chemistry oare să facem o combinație pentru mijlocaș central? Nu, hai să mergem la manager. Oricum avem ce să facem. Patrick Vieira tot în 27. 28. Ter Stegen, nu? Mm-hmm. Hai să-i dăm full lui Ter Stegen. 28 acolo totul chemistry și draftul ăsta. N-ai cum să nu-l joci. Jucăm acolo cu Messi, cu Jude Bellingham, cu R9, cu Vinicius. Arată... genial. Primul adversar cu Dudek Neymar, Foot Centurion. Are și el un Nazario. Fii atent, ăla de 96. Hai să-l băgăm pe Messina. Român în primul meci. Meci greu. Știți voi, românașii noștri sunt pe tine, Oviț. Mereu. Hai să vedem cum merge. Am tras foarte slab acolo. Herrera. Power shot. Cum era să se ducă asta?
Haide, vini! Haide, toată cu golul! Cap de Villa blocat în ultima secundă. Hai, Ronaldo. Ala-i golul, tată. Gata! Nazario! Ăla-i tată, numărul 2! Vine de la Ander Herrera. Hai că s-a hotărât să iasă la offside. L-avem pe Messi acum. Messi! Prea forță o viță, prea multă forță acolo la șut. Opa, vezi că ți-a luat aici. Te-a mâncat. Iup. Nazario, n-are cum să rateze de acolo. Bine, mă, băieți, mă. E penalti? Ah, am ratat tackling-ul și un galben acolo la Cordoba. Vedeți ce înseamnă picioare scurte. Dă cu Neymar, Sito. Da bine, da bine, da bine. Asta e speed boost-ul. Speed boost-ul ăsta e. Step over și după aceea fugi. Vini! Beleța acolo, finesul lui Vinicius. E prea mult? Nu, e perfect acolo și se face 6-2, l-am prins data asta. Hai Messi cu 1. A dat și Messi că să facă 7-2. Meciul 2. Ia vezi o viță. Mamă, are același Ronaldo ca noi, are Zizou, Neymar și Sancho. 5 stele în față la skill moves. Ratează Nazario, asistul lui Messi și facem 1-0. Încă unul Nazario, Messi acolo la creație, se leagă perfect pasele noastre. Încă unul? Mamă, dar ratez cu Messi destul de mult. Puteam să facem 3-0, probabil să închidem meciul. Bă, vere, când ai adversar pe cap de Villa pe partea aia, îi mănânci, mă. Îi mănânci, tată. Ia vezi Messi! Ia vezi Messi! Ai, ovițule! Messi, gol! Ăla-i, tată, în final, dăm și cu Messi că 1-3-0 și ăla-i meciu. Ia aveți pasă pentru Nazario. Hai, Nazario! Hai, mă, băieți, mă, fiți ar portarul să-ți fie. M-a zăpăcit asta cu ieșitul portarului. Nazario nu ratează, tat. Nu ratează, face 4-0. Tu.
încă unul. Încă unul, 5-0. Ok, tati, semifinale, ia fii atent. Pickford, bro, trebuie să schimbe fundaș și altfel îl mâncăm acolo. Are echipă slabă, dar cu câteva schimbări s-ar putea să fie bun. Ia să vedem dacă pune el pauză. Oare? A pus el pauză, ok. Noi avem o singură schimbare mare și tare, se cheamă Leo Messi. Nu, ce ratare! Băi, dar ratez... Haide, bro! Deja încep să mă enervez un pic cu portarul ăla. Poate acum? În final cu golul! Haide, tată! Cap de Villa! Cu stângaciu face 2-0, tati! În final, ceh în poartă, ia! Rodrigo, Ronaldinho, Erling și Pele, vezi că e bună? Nazario, tată, e la șut. E zeu zeilor, tati. Power shot. Power shot care se duce în porumbi, Oviță. Prea, prea, prea multă putere în power shot-ul ăla. Pasa este perfectă și Nazario. Nazariu, portarul bineînțeles că e nebunie de turbat acolo, dar suntem calmi, pasă pentru Vinicius, pac, dăm direct 2-0. Bă, ești nebun cât fuge băiatul ăsta, mă, mânca l-ar tata să-l mănânce. Hai, mesică, tată! Messi! Bro, cum poți să ratezi de acolo? Nu treci aici, nu treci! You shall not pass! Bam, 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 încă una, bam, bam, tiki-tac, bam, încă unul, stângaciu! Bă, dar scoate-l la sfârșit, mă, golanul ăla, scoate-l la mereu! Oh, Nazario! 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 Boom! Poate un power shot. Oh, Dumnezeule, ce rachetă! Mai încercăm una, de data asta cu Jesus, prea multă forță. Prea multă forță, am pierdut din acuratețe. Tiki-taka! Și Nazario face 5-1, tati! Băi, ăsta e unul dintre cele mai bune drafturi pe care l-am jucat. Trecut prin troți, am distrus tot adversarii. Încă unul? Nu, pentru că ratăm. Încă unul, tati, de la Nazario. De neoprit acest atacant. 6-1 acolo. Bro, e one man show. Ce face Nazario în final asta este incredibil.
Messi! Încheie cu stil Leo Messi! Și facem 8-1 în finală. Nazario cu 6 goluri și hai să vedem premiile. Pe acestea le vom deschide, noi le vom posta pentru Team of the Year. Avem destule pachete salvate pe Road to Glory și pe alte conturi. 21-1 la șuturi. Hai să vedem premiile. Go! 50k pack. Ăla ne interesează. Deci avem un gold pack, care din păcate nu aduce nimic. Nu că aș fi avut așteptări. Și vine și rare players pack-ul. Cu doar un gold rare. Poate high rated? No, Højbjerg. Băieți, asta să fie totul pentru astăzi. Nu uitați că ne vedem la ora 9, vineri. Și un inform acolo. La un mega live pe canal. Aici vă așteaptă o viță și o să avem acolo peste 1000 de pachete în căutarea unui Team of the Year. Vă pup, zi faină să aveți. Ciao.